Canțilă, nevăbuga Domnului și vom cere binecuvântarea Domnului peste actul spălării picioarelor. Iisus, fiindcă știa că Tatălui deduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de haina lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns Iisus a zis, ce fac eu, Tu nu pricepe acum, dar le pricepe după aceea. Aș vrea să mai citesc și versetul 15. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Amin. Am stabilit ca încă de luna trecută, înainte de cina Domnului, înainte de a avea loc împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, conform scriselor Sfintelor Scripturii, a ceea ce am citit aici, că Domnul a stat la masă cu ucenici. Și apoi s-a sculat de la masă și a făcut actul acesta cu toți cei ce erau în fața lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că apostolul sau ucenicul Domnului în vremea aceea, Petru, n-a înțeles lucrul acesta și a zis, Doamne, Tu să-mi spieli mie picioarele. Domnul i-a spus niște lucruri care au o foarte mare importanță pentru noi. I-a spus lui Petru și a zis așa, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Dați-mi voie să vă spun doar atât. Actul spălării picioarelor, pentru mulți dintre creștinii din vremea noastră de astăzi, este un act vechi, un act care nu se mai face, un act care nu are nicio importanță pentru ei. Pentru un moment, poate mulți dintre noi nu vom vedea importanța lui. Pentru că Domnul i-a spus lui Petru, Petre, nu vei înțelege acum, dar vei înțelege că după aceea, mai târziu. Aș vrea să vă spun că actul spălării picioarelor e o lucrare care a făcut-o Domnul Iisus. Și spune cuvântul Domnului, dacă ați fost atenți, știa că se duce înapoi la Tatăl, că Dumnezeu îi deduse toate lucrurile în mâini. Nu s-a dus înapoi la Tatăl până n-a făcut și lucrul acesta. Până n-a stat în fața ucenicilor cu un cins, cu ștergarul și le-a spălat picioarele. Și ei n-au înțeles atunci ce se întâmplă. Sunt mulți dintre noi care nu putem pricepe asta. Sunt mulți dintre noi care nu înțelegem asta. Așa să vă spun, nu e nicio problemă că nu înțelegem. Sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem în vremea noastră sau în viața noastră, da? Dar vine vremea când le vom pricepe, așa spune cuvântul Domnului. Actul spălării picioarelor nu e ceva ce pe moment trebuie să facă ceva, nu. El lucrează în viața mea și în viața dumneatale în timp. Vei vedea într-un an, doi, cinci, poate, că aceea pe care nu i-ai putut înghiți niciodată și care ți-au stat în gât ca osul de pește, după ce vei face lucrul acesta de mai multe ori, vor fi frații tăi. Amin. Vei înțelege că Dumnezeu nu ne cheamă în casa Lui și în relație și în părtășirea cu El și cu frații să fim șefi și să dictăm și să facem noi ce vrem, ci ne cheamă să fim slujitori. Amin. Adică ne cheamă să fim capabili să ne plecăm în fața fraților noștri și în fața celor care Dumnezeu ne-a dat să trăim pe pământul acesta cu ei. Sunt lucruri pe care momentan nu le putem pricepe. Nu e important asta. Facem noi multe lucruri pe care nu le pricepem. Domnul Iisus i-a spus lui Petru, vei pricepe după aceea. Va veni vremea când biserica Sion va înțelege lucrurile pe care acum nu poate să le înțeleagă. Și va veni vremea când le va înțelege. Și mă bucur să nu fie prea târziu pentru unii. Vă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Și așa cum spuneam și luna trecută, în timp ce vă face actul spălării picioarelor, după rugăciune, orchestra poate să mai laude pe Domnul cu o cântare. Ceea ce aveți pe inimă să lăudați pe Domnul, puteți să o faceți. Se va cânta mai departe și așa, organizat, vom ieși afară. Surorile aici, în partea de jos, în camerele de baraj, în camera alăturată, iar frații ne urcăm sus la etaj, pe hol, acolo sunt pregătite de ghenele pentru a face lucrul acesta. Prin fratele Lica, în țile de rugăm Domnului.